Bună seara, bine v găsit la Știrile Accent TV. Iată care sunt principalele titluri ale zilei. Accident mortal în Dolj. Lucrările la centrul civic din Târgu Jiu ar putea începe luna viitoare. Miruță susține că Transalpina este ținută închisă din lene și incompetență. O persoană a decedat și alte cinci au fost rănite într-un accident produs joi dimineață în localitatea Sadova din județul Dolj. În tragicul eveniment au fost implicate două autoturisme. Polițiștii au ajuns la fața locului pentru stabilirea cu exactitatea cauzelor producerii evenimentului și fluidizarea traficului. Pentru intervenție și acordarea de ajutor medical au fost trimise o autospecială de lucru cu apă, o autospecială de transport persoane și victime multiple, o ambulanță timp, un echipaj de prim ajutor medical și trei echipaje SAJ. Din păcate, o persoană nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Circulația rutieră s-a desfășurat minute bune pe un singur fir alternativ prin dirijarea poliției. Traficul rutier a fost blocat pe DN7 în localitatea Călimănești din cauza unui accident rutier. Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Potrivit polițiștilor pe drumul național DN7, în localitatea Călimănești, kilometrul 198, din cauze care urmează să fie stabilite în urma cercetărilor, conducătorul unui autotren, un bărbat de 49 de ani din județul Prahova, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, răsturnându-se pe partea carosabilă. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotez, rezultatul fiind negativ, transmite IPJ Vâlcea. Traficul rutier a fost blocat de noaptea trecută și până în această dimineață. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Gorj și Prahova, în colaborare cu Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului Criminalistic IPJ Mehedinț, Poliției Orașului Vânjumare, au pus în executare opt mandate de percheziție la domicile unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Totodată au fost puse în executare două mandate de aducere, doi bărbați de 20, respectiv 45 de ani, fiind reținuți pentru 24 de ore. Din cercetare a reieșit că în luna septembrie anului 2023, persoane necunoscute ar fi pătruns prin efracție în locuința unei persoane vătămate, unde ar fi dislocat mai multe plăci ceramice ale podelei, sub care se afla un locaș special amenajat în vederea depozitării de valori și ar fi sustras sume de bani, valută și bijuterii, valoarea totală a prejudiciului, fiind de aproximativ 140.000 de euro. Acțiunea a beneficiat cea de suportul de specialitate al Direcției de Investigații Criminale, Direcției Operațiuni Speciale și Biroului de Analiză a Informațiilor Mehedinți și de sprijinul luptătorilor din cadrul serviciilor pentru acțiuni speciale Mehedinți, Gor și Prahova. Cercetările sunt continuate sub îndrumarea și supravegherea prim procurorului adjunct din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta Turnu Severin pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Un autoturism a fost lovit de un tren de pasageri care circula pe ruta Drobeta-Turnu-Severin-Craiova, în localitatea Zegaia, Comuna Pronișor. La locul evenimentului s-au deplasat de urgență două echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Drobeta-Turnu-Severin cu o auto specială de stingere și o ambulanță smurt. După producerea impactului, cele două persoane aflate în autoturism sau au autoevacuat. Acestea au fost evaluate medical de către echipajele Smurt și Saj. Ulterior, o victimă de aproximativ 70 de ani a fost transportată la spital. Pasagerii trenului nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului. A transmis Isume Hedinți. Vor demara lucrările de modernizare la centrul civic al Municipiului Târgu Jiu. Licitația a fost câștigată de o societate din Bistris, Investiția este realizată prin intermediul CNI și se ridică la aproximativ 6 milioane de euro. Va fi montată piatră cubică peste actualul paviment. Suprafața reabilitată este de 3 hectare. Execuția va dura aproximativ 9 luni și va începe în iunie. Avem licitația desfășurată. Firma, o firmă din Bistița a câștigat execuția acestor lucrări. Urmează ca în perioada imediat următoare să-și aleze șantierul pentru a putea intra în execuția acestei lucrări. Este o lucrare de amploare dacă ne raportăm la suprafață, pentru că vorbim de o suprafață de reabilitat de 3 hectare, vorbim de tot ce înseamnă centrul civic al municipiului Târgu Jiu, dar o lucrare care se poate realiza în cele 9 luni de zile de execuție pe suprafețe mici, în funcție de discuțiile pe care o să le avem cu reprezentanții societăților comerciale care își desfășoară activitate în zona centrală. Ne dorim să nu afectăm activitatea, mai ales în perioada de vară, pentru societățile comerciale și de aceea societatea cu care am semnat acel contract de execuție a lucrărilor va intra pe zonele care nu afectează activitatea acestor societăți, urmând ca undeva spre perioada de toamnă, atunci când și terasele uh, sunt retrase de către societățile comerciale, să putem intra și pe alea pietonală de pe Strada Victoriei. Liderul USR Gorj Radu Miruță cere în continuare deschiderea transalpinei. Drumarii au transmis ieri că șoseaua va rămâne închisă și au postat imagini cu pietre de mari dimensiuni căzute pe carosabe. Zona este considerată periculoasă pentru siguranța circulației potrivit DRD pe Craiova. În schimb, Miruță susține că pe Transalpina nu mai este zăpadă decât în cantități foarte mici. Deputatul USR este de părere că drumul rămâne închis din cauza lenei și incompetenței. Una este să fie pericol pentru populație și alta este să se vadă din dronă, să se vadă de către sute de oameni că pe Transalpina nu mai este zăpadă decât pentru a se juca copiii cu cât un bulgare în locul de 2145 de metri. Nu mai este zăpadă pe versanții, de unde să există riscul că se poate uh, produce vreo avalanșă. Este doar lene și incompetență. Pentru lene și incompetență există soluție. Există utilaje la rânca care au lamă. lamă care, dacă o singură dată se plimbă pe acolo, împrăștie și jumătatea de metru care se află acum pe carosabil. Dacă nu știu să lucreze cu lama, să ia lopata este penibil ca județul Gorj să fie din nou văduvit, pentru că de acest județ Gorj, cei care ar trebui să aibă grijă, nu au. Să le fie rușine. Căderile de pietre de pe versant au avut loc în urma ploilor torențiale, ploi anunțate și în perioada următoare. Sindicatele din cadrul FNM au pichetat joi sediul casei județene de pensii Gorj. Protestul a fost organizat pentru aplicarea hotărârilor judecători. Scopul pichetării reprezintă neaplicarea de către Casa Județeană de Pensii Gorja hotărârilor judecătorești obținute în instanțele de judecată. La pichetare au participat membrii Federației Naționale a Muncii, care au hotărât judecătorești împreună cu biroul executiv al federației. Au fost respectate măsurile necesare pentru manifestații pașnice pe toată durata menționată. Acestea vor colabora cu instituțiile statului român pentru a respecta legislația națională în vigoare conform Federației Naționale a Muncii. Angajații Complexului Energetic Oltenia vor beneficia de echipamente noi de protecție. În acest sens, în urma unei evaluări realizate la nivelul subunităților miniere și energetice, s-a stabilit că este nevoie de încălțăminte de protecție pentru mineri miner și energie. Administrația companiei energetice a aprobat fondurile necesare pentru a achiziționa sute de perechi de bocanci de protecție în funcție și de necesitățile de la nivelul punctelor de lucru din carierele miniere și de la sucursalele electrocentrale. Este de amintit că angajatorul are obligația prin legislație, precum și prin contractul colectiv de muncă, să ofere tot echipamentul de protecție necesar, astfel încât să fie asigurată securitatea angajaților la locul de muncă. Baza de agrement de la Săcelu este aproape de final cu pregătirile pentru deschiderea noului sezon. Să în vedere achiziția de materiale pentru întreținere și curățenie. Acestea vor fi utilizate pentru întreținerea plajelor și a imobilelor existente. Baza de agrement de la Săcelu este deținută de complexul energetic Oltenia. Până acum au mai fost făcute achiziții pentru pregătirea și dotarea bazei și a plajelor. Bazinele cu ape minerale se vor deschide către finalul lunii mai, începutul lunii iunie, în funcție și de evoluția temperaturilor. Contextul renovării Bisericii Sfântul Dimitrie din Fărcășești a fost marcat de necesitatea adaptării spațiului sacru la nevoile și așteptările enoriașilor. Sub atenta supraveghere a primarului Constantin Drăguescu, administrația locală din Fărcășești a inițiat și finalizat cu succes acest proiect atât de important pentru comunitate. Lucrările de renovare ale bisericii Sfântul Mare Mucenic Dimitri au inclus mai multe etape esențiale de la consolidarea structurii până la renoirea finisajelor interioare și exterioare. O altă lucrare importantă o reprezintă asfaltarea în totalitate alei bisericii, asigurând astfel un acces sigur al credincioșilor în incinta lăcașului de cult. Prin finalizarea cu succes a renovării bisericii Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, administrația condusă de primarul Constantin Drăguescu a lăsat o moștenire durabilă pentru generațiile viitoare. Introducerea tehnologiei în educație reprezintă fără îndoială cea mai eficientă modalitate de a oferi elevilor oricând și oriunde accesul la o educație de calitate. Un fapt știut bine și de autoritățile locale din Elești. De aceea, proiectul, în valoare de peste 213.000 de lei, inițiat de autoritatea locală, reprezintă o piatră de temelie în modernizarea școlii gimnaziale Ion Gricoriu din localitate. Prin dotarea cu mobilier nou, materiale didactice inovative și echipamente TIC de ultimă generație, școala se va transforma într-un spațiu de învățare modern și interactiv. În tot acest proces, primarul Laurențiu Turcil a jucat un rol important în accesarea fondurilor necesare prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Prin implementarea acestui proiect, conducătorul UATL Lești dorește să sublinieze o viziune centrată pe nevoile educaționale ale copiilor din localitate, menită să aducă o contribuție valoroasă la formarea viitoarelor generații. Licitația pentru această investiție a fost scoasă în sistemul electronic de achiziții publice la data de 11 aprilie. Reabilitarea drumurilor din Comuna Crasna reprezintă mai mult decât o simplă îmbunătățire a infrastructurii. Astfel, proiectul va deschide noi oportunități pentru dezvoltarea localității. În acest sens, autoritățile locale au inițiat un proiect ambițios în valoare de 4 milioane de lei pentru modernizarea și reabilitarea drumurilor DC6A, DS32, DC DS26 DC și DS11, ce traversează satele Dumbrăveni, Cărpiniș, Radoș și Aninișul din Vale, aceste drumuri totalizând o lungime de 5 km. Lucrările de modernizare au fost deja scoase la licitație luna trecută, marcând un pas important în direcția realizării acestui proiect. Contractul semnat prevede executarea lucrărilor de reabilitare într-un mod eficient, respectiv respectând standardele europene, proiectul promite să aducă îmbunătățiri semnificative în viața cetățenilor, oferind totodată un acces mai bun la facilități și încurajând dezvoltarea locală și atragerea de noi investiții. De asemenea, va contribui la asiguranța și confortul tuturor celor care folosesc aceste drumuri. Durata estimată a lucrărilor se dorește a fi una cât mai scurtă pentru a minimiza orice disconfort pentru locuitori și a asigura o tranziție lină către o nouă infrastructură. Știrile au ajuns la final, vă mulțumesc pentru atenție, o seară plăcută în continuare.